cât de ușor ți-a fost atunci când a trebuit să primești o aprobare de la o instituție a statului? Sau când ai încercat să afli ce spune legea într-o problemă care te privește? Sau, în general, când te-ai lovit de lucruri care puteau fi simple, dar s-au dovedit complicate? Digitalizarea nu poate rezolva toate problemele României, dar prin ea putem găsi soluții pentru foarte multe dintre ele. De exemplu, ar fi simplu ca, în cazul unui dezastru natural, să poți afla rapid unde se află adăposturile sau resursele de strictă necesitate, simplu, printr-o aplicație. Sau dacă ai nevoie de recuperare medicală în urma unui accident vascular cerebral, să primești îndrumare direct prin telefon. Sau să afli cui trebuie să te adresezi atunci când ai o problemă, să afli în câteva secunde, nu după zeci de minute de căutări nesfârșite. Cum putem face asta? Împreună! Întâi, stăm de vorbă cu specialiști din aceste domenii pentru a vedea care sunt problemele cele mai importante. Apoi vine partea noastră preferată. Găsim soluții digitale la problemele identificate. Tot împreună le transformăm în realitate și ne asigurăm că ele rămân funcționale și sunt utilizate în condiții bune. Dacă vrem o schimbare reală, o putem avea doar construind, bucată cu bucată, drumul ce ne va duce unde dorim. Dacă și tu vrei să ne fii alături în planul de digitalizare a României, ne poți ajuta prin adoptarea unei soluții pe care să o creștem împreună pe viitor sau cu un share către cei care crezi că ne pot ajuta în acest demers. Sau donează 4 euro lunar pentru Code for Romania, trimițând cuvântul PUTEM prin SMS la 8864. Află mai multe pe codefor.ro/putem. Salut, sunt Olivia de la Code for Romania și mă bucur tare mult să fim din nou împreună la un an după ultima întâlnire în acest format. Suntem în continuare într-o întâlnire în format hibrid, dar sperăm că în curând vom putea să ne vedem și față în față pentru aceste evenimente. Așa cum am obișnuit în fiecare an, rapoartele care rezultă din programul nostru Civic Lab sunt gata de a fi deschise publicului. Suntem alături de partenerii noștri tradiționali pe care deja îi cunoaște, de ING și Lidl, care ne-au ajutat și în acest an să facem cercetare și incubare de soluții digitale pe 5 domenii principale pe care noi le studiem în fiecare an. Grupuri vulnerabile, participare, mediu, sănătate și educație. Astăzi ne aflăm la prezentarea raportului de grupuri vulnerabile și în ultimul an ne-am aplicat atenția asupra incluziunii pentru persoanele LGBTQ+. O să petrecem astăzi o oră împreună, timp în care vom trece prin problemele pe care le-am identificat în cercetarea noastră de anul trecut și prin soluțiile pe care le pregătim pentru voi. După, avem onoarea să avem un panel absolut minunat alături de prietenii noștri de la Sens Pozitiv, Alina Dumitriu, de la Mosaic cu Andrei Luca și Lestat Moro de la Romanian Diversity Chamber of Commerce. După cum știți, mecanica noastră din Civic Labs este una foarte simplă, dar în același timp în spatele este o muncă absolut uriașă de research, vizite în teren, de analiză și de incubare și prototipare de soluții care mai apoi să vină în sprijinul nostru al tuturor. Tehnologia civică nu se face ușor, dar suntem extrem de bucuroși când ajungem în punctul în care putem să vă prezentăm rezultatele muncii echipei noastre. Cum ziceam, astăzi vorbim despre incluziune pentru persoanele LGBTQ+, și suntem foarte fericiți că am reușit să organizăm evenimentul ăsta chiar în ziua Pride, așa că imediat ce o să închidem aici, ne pregătim să ne ducem alături de comunitate la marșul Pride care se organizează în București. Să trecem la raport. Există o serie de probleme pe care le-am identificat și pe care am încercat să le structurăm și o să le descoperiți în raportul nostru, care deja e publicat pe site-ul Code for Romania, pe care am încercat să le grupăm în niște categorii puțin mai clusterizate, ca să puteți să vedeți câte nuanțe există de fapt în comunitatea LGBTQ+, și în provocările cu care ei se confruntă. Pornim cu niște probleme de contexte. Vorbim despre lipsa egalității în drepturi pentru persoanele LGBTQ+, și trebuie să ne uităm de asemenea în principal la contextul european. În foarte multe state din Uniunea Europeană se pot oficia căsătorii sau încheia parteneriate civile între persoane de același sex. A fost legalizată în Austria, Belgia, Danemarca și multe alte țări. Din păcate, în România suntem încă în drum spre acest deziderat de a obține măcar parteneriatul civil pentru persoanele de același sex. Imposibilitatea de a-și oficializa relațiile pentru multe cupluri creează niște situații foarte dezavantajoase pentru ei. Nu pot să ia credit împreună, nu se pot moșteni unul pe celălalt și în momentele cele mai grele în spital nu pot să își viziteze rudele apropiate. Există de asemenea o mare presiune de la nivel european pentru a recunoaște presiunea parteneriatului civil,
Și au fost depuse numeroase inițiative legislative în România, dar până acum toate au fost respinse de Parlament. Mai multe detalii despre istoric, context și care a fost parcursul acestor inițiative puteți să găsiți în raport. Persoanele LGBTQ+, de la intersecția mai multor categorii vulnerabile, sunt în mod special predispuse la a fi marginalizate. Există extrem de multe stereotipuri legate de comunitate și ne întâlnim cu ele de zi cu zi. Conform unei dintre stereotipuri, a fi gay sau a fi trans este un fenomen vestic, iar membrii acestei comunități locuiesc în orașe unde nu sunt tolerate aceste manifestări libertine. E adevărat că foarte multe persoane LGBTQ+, acum se văd nevoite să migreze în orașe mai mari sau chiar uneori să plece din țară, ceea ce este un fenomen în creștere, din păcate, în România zilelor noastre. Dacă vorbim despre intersecția dintre vulnerabilitatea de a fi parte din comunitatea LGBTQ+, în acest moment, și o persoană cu dizabilități sau o persoană aflată într-o zonă geografică cu foarte puțin acces la resurse sau la persoane care ar putea să fie aliați, deja problemele devin din ce în ce mai apăsătoare. Nu este niciun secret, pentru că ne-am uitat cu toții la studii în ultima perioadă, pentru că o mare parte dintre români au credințe și atitudini homofobe și transfobe. Conform Eurobarometrului 493, la nivelul întregii Uniunii Europene, a reieșit că 64% dintre respondenți s-ar simți confortabil cu o persoană LGBT în funcții politice, iar 55% s-ar simți confortabil dacă copilul lor ar fi într-o relație cu o persoană de același sex. Cifrele pentru România sunt puțin mai jos de jumătate, doar 26% dintre români s-ar simți confortabil cu persoane homosexuale în funcții publice și doar 21% s-ar simți confortabil dacă propriul lor copil ar fi într-o relație cu o persoană de același sex. Minoritățile sexuale sunt una dintre temele principale de atac ale valului politic conservator din Europa. În 2020, la alegerile parlamentare din România, am fost cu toții martori la intrarea în Parlament a unui nou partid de extremă dreapta, Alianța pentru Uniunea Românilor, care s-au poziționat foarte clar pro-valori tradiționale românești și au un discurs destul de puternic împotriva comunității LGBTQ+. De asemenea, în ultimii ani, pe măsură ce s-a afirmat tot mai puternic acest curent conservator, politicienii aliați ai comunității par să fie din ce în ce mai puțini sau, în orice caz, să nu mai fie la fel de vizibil ca înainte, ceea ce constituie o reală problemă de reprezentare. În mod evident, și atitudinile homofobe și transfobe sunt foarte comune în rândul politicienilor și reprezentanților instituțiilor de stat. Parlamentarii români, în momentul de față, preferă să încalce dreptul european decât să voteze parteneriatul civil sau să recunoască cuplurile oficiate în alte țări ale Uniunii Europene. Am fost inclusiv martor și ai folosirii orientării sexuale ca armă politică în luptele electorale. Putem să ne amintim din anii trecuți, din campania pentru București, cum un politician ca să-și discrediteze adversarul politic, o afirmație cum că acesta ar fi homosexual. Lipsa de reprezentare a persoanelor LGBTQ+ în spațiu public este o problemă foarte mare, pentru că aceasta contribuie la un mai mic grad de coeziune în comunitate și în comunitatea mai largă de aliați. Frica de a fi respinse, discriminate sau de a rata oportunități profesionale le face pe persoanele LGBTQ+ din România să nu își deschidă, să nu se deschidă față de colegii de muncă sau într-un context public în România. Multe persoane părăsesc orașul natal sau chiar țara, după cum vă spunea, chiar dacă este greu de cuantificat. Din interviurile pe care le-am derulat în anul trecut, am descoperit că foarte multe cupluri au plecat din România, acesta fiind nevoia de a se simți în siguranță și de a fi recunoscute fiind principalul motiv pentru care au decis să părăsească țara. Toate cele de mai sus se datorează și faptului că persoanele LGBTQ+ nu sunt luate în calcul de fapt ca un grup vulnerabil la nivel instituțional. La fel cum există agenții dedicate pe alte grupuri vulnerabile, pentru persoanele din comunitatea LGBTQ+, acest lucru nu se manifestă la nivel ministerial sau instituțional, la nivel local. Comunitatea LGBTQ din România mai are și un alt blocaj din a nu-și cunoaște trecutul și a nu avea un număr foarte vast de modele și repere. Persoane au existat, LGBTQ+, au existat dintotdeauna în România, dar istoria lor e foarte puțin consemnată, pentru că relațiile homosexuale au constituit fapt penal până în anul 2001, prin urmare teama le-a împiedicat pe acestea să-și asume în mod public identitatea lor. Persoanele bisexuale sunt marginalizate nu doar în afara comunității, dar și uneori în interiorul comunității LGBTQ+.
Chiar dacă își revendică o literă distinctă în acronimul LGBTQ+, persoanele bisexuale au un statut oarecum marginal în comunitate. Puteți să citiți mult mai multe detalii despre dinamica din interiorul comunității în raportul despre care povestim astăzi. Un cluster foarte mare de provocări îl reprezintă accesul la serviciile de sănătate. Mulți tineri din comunitate se simt izolați. În orașele mici sau în mediul rural nu mai cunosc pe nimeni ca ei și nu știu în ce termen să-și descrie experiența. Foarte mulți ar avea nevoie, de exemplu, de asistență medicală, de asistență psihologică și de terapeuți care să poată să îi sprijine, însă pentru cei care sunt sub 18 ani, lucrul acesta depinde foarte mult de familie și de gradul de acceptare pe care familia îl manifestă vis-a-vis de propriul lor copil. Nu putem să ignorăm că în ultimii 2 ani am trecut printr-o pandemie care a accentuat enorm, enorm de mult izolarea pentru acești tineri. Au stat acasă începând din martie 2020, când s-a declarat prima dată starea de urgență în România, iar această izolare a dus la accentuarea problemelor lor psihice, a depresiilor sau a anxietății. Incidența depresiei, pentru că tocmai ce am menționat-o, și a altor tulburări mentale este mai mare în rândul persoanelor LGBTQ+, iar suportul psihologic este foarte puțin accesibil. În general, în România, într-o societate în care mersul la terapeut nu este o activitate uzuală și comună, cu atât mai mult pentru persoanele din grupuri marginalizate, această accesare de servicii terapeutice este privită ca pe un fie ca pe un lux, pentru că ele sunt costisitoare, sau fie ca pe o chestiune de a fi nebun sau a fi perceput ca fiind nebun în societate, ceea ce duce la refuzarea oricărei astfel de inițiative. Sistemul medical nu este neapărat prietenos cu comunitatea LGBTQ+, și există puțini medici deschiși și familiarizați cu problemele specifice persoanelor LGBTQ+. Reflectând atitudinea populației generale, unii medici au atitudini homofobe și transfobe, iar problematica în sine a acestui grup nu este adresată deloc în formarea personalului medical. Să vorbim și de școală, pentru că și acolo este un mediu în care presupunem că toți copiii noștri sunt în siguranță și este locul în care ei se formează ca adulți responsabili și cu grijă de comunitate. Însă, din nefericire, conform cercetărilor făcute, derulate în domeniu, de exemplu, cea derulată de Asociația Accept în anul 2017, un liceu sigur pentru toți, arată, prin datele publicate, că 96% consideră că termenii homosexual și lesbiană sunt folosiți cu sens negativ, iar 71% din elevii LGBT consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional. Sunt niște procente absolut, absolut terifiante. Profesorii nu sunt, la rândul lor, la fel ca medicii, instruiți despre realitățile și nevoile elevilor LGBTQ+. Personalul școlar nu este pregătit să identifice și să ofere sprijin tinerilor din comunitate și, de asemenea, deși nu există cifre exacte pe acest subiect, ne așteptăm ca foarte mulți dintre profesori să fie parte din comunitate, dar ca membri foarte silențioși, cu teama de a nu ieși public cu statutul lor pentru a nu fi judecați de colegii de cancelarie sau în cadrul locului lor de muncă. Curriculumul școlar nu include tematica LGBTQ+, absolut deloc. Conform unui raport publicat de Centrul pentru Resurse Juridice pe tema discriminării, numai un procent de 25% dintre elevi spun că profesorii vorbesc uneori, rar, despre sexualitate și orientare sexuală. Iar orele de curs la care se vorbește despre aceste subiecte sunt psihologia, dirigenția, biologia sau religia. Din cauza mediului ostil, unii tineri LGBTQ+, abandonează școala înainte de terminarea liceului. Abandonul școlar este una dintre consecințele extreme ale neincluziunii persoanelor în sistemul educațional. Tinerii de etnie romă, cu atât mai mult, care se confruntă și cu agresiuni și discriminări pe criteriu rasial, iar cei care locuiesc în zona rurală, sunt foarte, foarte expuși la acest risc. Am ajuns la poate subiectul cel mai dificil de adresat în spațiu public, și anume relația cu familia pe care o au tinerii din comunitatea LGBTQ+. Multe persoane au relații dificile cu părinții pentru că au o dificultate foarte mare de a aborda această problemă direct cu ei. Mulți dintre tineri așteaptă să părăsească căminul părintesc și să fie pe picioarele lor înainte să-și facă coming out-ul față de familia lor apropiată sau extinsă. Resursele pe care părinții le au la dispoziție pentru a putea înțelege mai bine universul copiilor lor și pentru a putea fi aliați pentru comunitatea LGBT sunt destul de reduse.
Trebuie să luăm în calcul și nu putem să ignorăm faptul că majoritatea părinților au crescut într-o perioadă în care diversitatea orientărilor sexuale erau considerate deviații și erau incriminate. Iar chiar dacă internetul este plin de informații pe această temă, dacă corelăm cu gradul de alfabetizare digitală și de alfabetizare web pentru generațiile mai în vârstă, ne dăm seama că a ajunge la aceste informații poate să fie extrem de dificil pentru părinți. Părinții activiști cu atitudini conservatoare, deci discutăm despre părinții de la cealaltă extremă, blochează foarte mult introducerea temelor LGBTQ+ în școli. Desprinsă din mișcarea conservatoare care a dat naștere Coaliției pentru Familie, se remarcă tot mai multe inițiative ale părinților care se opun abordării acestei tematici sau a educației sexuale în școli. Discutăm acum despre accesul pe piața muncii, unde din nou există o serie de provocări care sunt întâlnite la tot pasul de comunitatea LGBTQ+, și care în acest moment nu sunt discutate suficient de mult și de deschis în public pentru a deveni într-adevăr teme de interes general. Majoritatea persoanelor de orientare non-heterosexuală își țin ascunsă orientarea sexuală la lucru, de frica discriminării și a modului în care acest lucru le-ar putea afecta parcursul profesional. Am ales ca în raport să adresăm problematica provocărilor cu care se confruntă comunitatea trans într-un capitol special, pentru că persoanele trans se confruntă cu discriminare și bariere de intrare pe piața muncii mult mai severe. Conform unui studiu derulat de Accept, în raportul Trans în România, în care au fost chestionate experiențele a peste 130 de persoane trans, aflăm că, cu puține excepții ale unor companii internaționale unde se respectă măcar formal standardele de incluziune, în companiile din România există un nivel ridicat de cele mai multe ori explicit de discriminare. O altă problemă este că multe dintre persoanele trans au abandonat școala înainte de terminarea liceului din cauza neintegrării, a bullying-ului și a lipsei de sprijin din partea familiei. Prin urmare, accesarea unor locuri de muncă tinde să fie un proces destul de dificil pentru ei. ONG-urile au raportat foarte multe solicitări de sprijin din partea multor femei trans la risc să rămână fără adăpost în perioada pandemiei și fără locuri de muncă. Prin urmare, considerăm că această problemă în creștere trebuie neapărat să fie adresată cât mai urgent în spațiul public pentru a găsi soluții împreună. Procedura juridică de schimbare a genului pentru persoanele trans este neclară și dă naștere foarte des la abuzuri. Tranziția juridică, adică schimbarea markerului de gen în documentele oficiale, e de regulă printre ultimii pași ai tranziției. Veți putea găsi informații complete despre acest subiect în raport. Iar procedura destinată persoanelor transgender este diferită de cea care se aplică pentru restul populației. Pentru o persoană o persoană heterosexuală este destul de simplu, te duci la primărie, la evidența populației, depui o cerere și după 2 săptămâni ai un buletin nou. Pentru o persoană trans, procesul este absolut dificil pentru că este nevoie să-și dea în judecată statul ca el să poată să înceapă un dialog măcar coerent cu acesta ca să poată să-și schimbe buletinul. Lipsa de reguli și de proceduri foarte clare lasă, din nefericire, decizia la latitudinea fiecărui judecător în parte, ceea ce poate să conducă foarte mult la multe abuzuri. Persoanele trans nu au acces la o tranziție medicală sigură și accesibilă, din nefericire. O primă barieră în calea unei tranziții medicale sigure ține de faptul că procedurile de schimbare de sex pentru persoanele trans nu sunt abordate în formarea medicilor din România și nu există programe ulterioare de formare. Medicii nu doresc să se implice în domeniu din convingeri personale uneori și au atitudini transfobe pe care le comunică persoanelor trans care le cer ajutorul. O altă problemă este inaccesibilitatea la tratamentele adecvate. Hormonii nu sunt disponibili în farmacii, iar atunci când se găsesc sunt foarte scumpi, iar mulți din comunitate aleg automedicația cu hormoni comandați online. De fapt, niciun serviciu de sănătate din tranziția medicală, fie el hormonal sau chirurgical, nu este decontabil de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fapt care la rândul său restricționează foarte, foarte mult accesul persoanelor transgender la o tranziție accesibilă și sigură pentru ei. Ne întoarcem la factorul de decizie și insistăm pe faptul că lipsa politicilor antidiscriminare coerente duce la abuzuri ale persoanelor trans de către personalul instituțional. Neconcordanța dintre actele de identitate și înfățișarea fizică generează momente foarte umilitoare pentru persoanele trans în momentul în care încearcă să acceseze orice formă de serviciu public.
Lucru care ne face să credem că avem nevoie de extrem, extrem de mult training și răbdare cu personalul din instituții pentru a le aduce într-un punct în care să înțeleagă nevoile specifice ale comunității și pentru a acționa în consecință. O problemă pe care ați auzit-o de foarte multe ori de la noi la Code for Romania, indiferent de rapoartele cu care am venit către voi sau soluțiile pe care vi le-am prezentat, este cea a datelor. În acest moment, pentru unele dintre categoriile de persoane din comunitatea LGBTQ+, nu există date care să ne ajute să începem să formăm și să fundamentăm niște politici publice coerente. Un alt capitol separat pe care am vrut să-l adresăm este cel al persoanelor seropozitive. Există stigmă și lipsă de informare foarte mare în rândul populației și a personalului medical, așa cum am spus și până acum, cu privire la HIV. Aceasta este o problemă de sănătate care afectează cu predilecție comunitatea LGBTQ+, iar aceștia sunt considerați o categorie de risc. În România avem acum aproximativ 16.000 de persoane infectate cu HIV, dintre care aproximativ jumătate au fost infectați copii fiind între 1986 și 1992. Mulți dintre oameni privesc HIV-ul ca pe o boală incurabilă, dar și pentru că nu se documentează și nu există programe de formare care să îi aducă mult mai aproape de realitatea din anul 2022. Mai există o altă problemă foarte gravă apropo de accesul la medicație. Singurul furnizor autorizat, statul român, este absolut inconsecvent în distribuirea tratamentului cu HIV. De asemenea, în multe dintre serviciile medicale, care nu sunt neapărat servicii medicale de urgență, ci pur și simplu intervenții sau proceduri pe care le accesăm în mod regulat, persoanele acestea sunt des discriminate pe baza statutului lor seropozitiv. Astfel că o simplă vizită la un medic stomatolog s-ar putea să se transforme într-o situație foarte, foarte dificilă pentru această persoană. Din păcate, România nu are un plan strategic, HIV-SIDA, și nici activități de prevenire și informare consistente la nivel național, și acest lucru este o realitate încă din 2007 încoace. În ceea ce privește măsurile antidiscriminare, nu există niște proceduri extrem de clare pentru investigarea și urmărirea infracțiunilor motivate de ură. Infracțiunile motivate de ură, adică hate crimes, reprezintă un termen umbrelă care se referă la toate acele infracțiuni comise în baza unei motivații care țin de o caracteristică a victimei ca membru a unui grup mai larg. Din nefericire, datele cu privire la aceste infracțiuni nu sunt colectate din prima coerent, prin urmare nu putem să avem niște date concrete pe baza cărora să putem să luăm niște măsuri corespunzătoare. Discriminarea pe motiv de orientare sexuală este subraportată de asemenea. Și în România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este unicul punct în care persoanele LGBTQ+, pot să caute sprijin instituțional din această perspectivă. De exemplu, doar ca să dăm un ordin de mărime, în 2019 și 2020, o perioadă foarte dificilă pentru comunitate, la CNCD au fost depuse 14 sesizări de discriminare pe motiv de orientare sexuală, din care doar 5 au fost soluționate pozitiv. Mecanismele, după cum spuneam, CNCD-ul este singura instituție la care pot apela aceste persoane, iar mecanismele antidiscriminare sunt absolut insuficiente în acest moment în România. Nu în ultimul rând, înainte să trecem la zona pozitivă și la cum poate tehnologia să vină în sprijinul comunității LGBTQ+, trebuie să menționăm și că un aliat de încredere de care comunitatea are nevoie și care acum, din păcate, nu se ridică la înălțimea așteptărilor este mass media. Abordarea senzaționalistă a presei în comunicarea legată de persoanele LGBTQ+, face un deserviciu foarte mare comunității și a luptei împotriva discriminării. În urma acestui raport și în urma înțelegerii în profunzime a modului în care se manifestă aceste probleme, am încercat să facem ce știm noi mai bine, și anume să ne uităm la digital și la tehnologie și la soluțiile care pot să vină în sprijinul comunității LGBTQ+, pentru a putea să vedem ce putem să implementăm cât mai rapid ca să putem să ajutăm orice demers în acest sens. O primă platformă pe care vă propunem este platforma No Hate, o platformă de raportare de hate speech și abuzuri împotriva membrilor comunității. Este o aplicație web dedicată raportării de cazuri, cu date colectate anonimizat și care pot fi direcționate fie către organizațiile neguvernamentale care oferă sprijin, fie cu sprijin instituțional ele pot ajunge direct la CNCD sau la alte organe abilitate.
Un al doilea punct pe care am vrut să-l adresăm a fost nevoia de informare a comunităților de aliați, dar și a categoriilor profesionale care intră în contact cu comunitatea și care au nevoie de informații și care își doresc să devină mult mai inclusiv. LGBTQ Headquarters este o platformă cu resurse utile pentru comunitate și aliați. De multe ori pentru ei, pentru cei care vor să se alăture comunității sau care ți-a de suport, e dificil să înțeleagă toate nuanțele. Astfel că o platformă de resurse va centraliza și publica informații țintite către membrii comunității, aliați, medici, profesori și funcționari publici sau alte categorii profesionale care vor să învețe mai mult. Ne bucurăm să lucrăm cu sens pozitiv pe platforma Informativ 2.0 și să-i dăm un boost în anul acesta alături de Alina Dumitriu pentru a putea avea o platformă cât mai comprehensivă cu informații de ultimă oră și cu foarte mult conținut util pe subiect. De asemenea, alături de organizația Semper Muzica am dat drumul la o platformă care se numește Centre HIV, unde adolescenții pot găsi în 11 județe din România toate punctele în care se pot testa în acest moment și cu toate informațiile de care au nevoie, de la cum să se pregătească, care sunt costurile sau care sunt condițiile de testare pentru fiecare dintre ele. În mod special am lăsat la final ultima soluție pe care vreau să vă prezint și anume este soluția Fi Aliat, pe care ne bucurăm să o lansăm chiar astăzi și este o platformă dedicată comunității de aliați și consolidării acesteia. Singurătatea e o problemă foarte, foarte frecventă în rândul comunității LGBTQ+, și de cele mai multe ori lipsa de repere și de modele pentru ei duce la o izolare foarte mare. Platforma Fi Aliat vrea să vină în sprijinul tuturor membrilor comunității, cu povești din comunitate cu care ei se pot identifica, dar și cu mesaje de sprijin din partea aliaților pentru a-i ajuta pe cei fără o rețea de suport să se simtă mai puțin singuri. Astfel că vă invit chiar de acum să intrați pe fialiat.ro și să trimiteți un mesaj de susținere pentru comunitate și să vă alăturați acestei voci unice cu care vrem să le spunem tuturor că suntem alături de ei. Acum vă las cu o scurtă prezentare a platformei și ne întoarcem în maxim 2 minute alături de invitații noștri de astăzi să discutăm un pic mai în detaliu ce putem noi să facem și cum putem să luăm tehnologia asta nouă și frumoasă și să o punem la treabă să facă fapte bune. Mulțumesc! Știm că atunci când venim împreună nu există un obstacol atât de mare care să ne poată împiedica să ne atingem obiectivele. Știm de asemenea că puterea vine din comunitate și de la cei care ne sunt alături atunci când ne este mai greu. La Code for Romania, ce știm noi să facem este să punem tehnologia în slujba comunităților pentru a face o societate mai bună pentru noi toți. Astăzi, de Pride 2022, lansăm platforma fialiat.ro, care este o platformă care vine în sprijinul tuturor membrilor comunității LGBTQ+, cu povești din comunitate cu care ei se pot identifica, dar și cu mesaje de sprijin din partea aliaților pentru a ajuta pe cei fără o rețea de suport să știe că nu sunt singuri și că au oameni alături de ei. Ce ai tu de făcut este să intri pe fialiat.ro și să apeși butonul Sunt alături de voi. Cuvintele și poveștile vindecă și dau putere, așa că îți recomandăm să folosești un formular simplu pe care ți l-am construit în această pagină pentru a trimite un mesaj de solidaritate cu comunitatea LGBTQ+, anonim sau asumat, pentru a le da curaj. Poți de asemenea să citești toate mesajele care au fost trimise până acum de aliații comunității LGBTQ+, și, dacă nu te simți inspirat sau înzestrat în ale cuvintelor, fii fără grijă, poți să fii aliat și să dai mai departe share on social media pentru oricare dintre mesajele inspiraționale de aici, ca să aduci cât mai mulți oameni pe platforma fialiat.ro și să putem să transmitem un mesaj cu aceeași voce, la unison, de susținere pentru comunitatea LGBTQ+. fialiat.ro. Thank you so much for staying with us. We're switching to English at this moment in time. And thank you so much for being today with us, because I know each of your organizations has a very busy day today as the Pride Parade is happening later in the afternoon. Alina, Andrei, Lestat, you have been close to us during this entire research process and also during our incubation process to understand what's the best way to address the community's needs.
I'd like to start with a question that I would like all of you to answer. What do you see as the main top three or five challenges that the LGBTQ plus community has today in 2022? Can we start with you, Lestat, maybe? Oh, okay. Oh, yes. All right. Can you please, Andre, switch? Yeah. Sorry, just a tiny technical issue that we're fixing in a bit. Thank you so much. Good? Yes. Good. So I think on my side, the inclusion is the main issue. Inclusion in society, in private sector, and also public sector. I think one of the second issue will be we don't specially consider, I mean, we generally consider the opponent, the person in front of us. I believe personally that the biggest enemy of the LGBT plus population is themselves. They need to speak out. They need to get out of their closet when they can, when they want. But they need to be the main actor of the change. We cannot count on others. The third one, and we were speaking earlier about the laws, we do have laws. We have a lot of laws, yes, which are generally inspired by the laws from the biggest countries in Europe. Now, do we apply them? Do we challenge them? Do we find the courage to go and find a juridical help to face the problem, to solve the problem? Those are the three main issues. Thank you. Andrei, would you like to continue? Yep. First of all, as Lestat was saying, I think social inclusion is an issue. And what we are trying a lot to do is to build a strong community throughout the entire country in order to create this network of support in all the big cities of Romania, at least. And that will obviously contribute to a better inclusion of LGBTQ plus persons in their own communities. A second issue would be the legal context. We don't have marriage equality. Trans people are ignored in the legislation of Romania entirely. And that's a huge, huge issue that creates problems down the line. And also, if I were to identify a third problem, that would be access, equal access of LGBTQ plus people in to the labor market, because that's another issue for us. We have for 4 years now, we've been working with companies in order to make them aware of the challenges LGBTQ plus people are facing, particularly transgender people. And we can see some changes, however, it's not enough. And we are counting on the support of our allies to actually tip the scale in favor of LGBTQ plus people and in favor of their inclusion on the labor market. Yeah, I think if I were to identify three, there are many others, these three would be the top priority for me. The main for me is the lack of medical services dedicated for the people for the LGBTQ community. Yeah. The transition, it's almost impossible if you don't have money to do the transition. The hormones are very, very is very hard to get. Poți să vorbesc în română? Yes, please. Da, te rog, nu pot. Yes. Sunt foarte obosită. Yes. Da, deci e aproape imposibil să-ți faci tranziția dacă nu ai bani, pentru că, așa cum tu ai spus mai devreme și ai făcut o retrospectivă sumbră, practic. A fost greu să ascult, deși știu și lucrez cu asta în fiecare zi și mă lovesc de asta de 17 ani, lucrând în comunitatea LGBT și cu celelalte grupuri despre pe care le-ai amintit. Da, deci problema cu accesarea serviciilor medicale, hormonii care trebuie să se pot doar comanda și la un moment dat nu se mai puteau comanda sau au trebuit să facă switch de pe un anumit fel de hormon pe altul și așa mai departe. Este foarte dificil. I'd just like to continue a bit on this topic with one question. Other than the Romanian state, let's say, allegedly, and
one or two NGOs, for somebody who's living in a very remote area in Romania, what are the options? Este foarte dificil, cel puțin pentru persoanele care trăiesc cu HIV, este foarte dificil. Adică, dacă în București, da, sunt medici care sunt gay-friendly, ca să zic așa, și lucrează cu comunitatea de ceva ani, afară, în afara Bucureștiului, e mult mai greu. E mult mai greu. Mai ales că trebuie să meargă la două spitale. Merg la un spital de unde și-au tratamentul și merg la, pardon, și merg la alt spital de unde, unde fac analizele. Și, practic, interacționează cu două echipe medicale și așa mai departe. Și, da, da, sunt discriminați la diagnostic, adică este, da, e... Andrei, I'd like to continue a bit because Mosaic has done a fantastic work in local, growing local communities in cities like Iași, Timișoara, Brașov, and supporting the Cluj community, which has been a bit earlier on active. What does the landscape of support and ally network outside of the capital city? Well, thank you very much for, you know, mentioning this. What we've been trying ever since the inception of our organization was to build communities. That's one of the pillars of our NGO. And since the beginning, we started to go in various cities across Romania, meet with local people from there and start a dialogue with them, trying to see what are the options in order to start an organization there and build a community around that organization. There are cities in which we were successful, however, there are cities in which things did not go as well. For example, in Constanța, we did not manage to find people there who are willing to found an organization. Also, after several organizations started in these cities, we tried to support them in the best way we could through the LGBT Community Fund. We offer micro-grants twice a year for organizations across Romania in order to support them in a very, you know, relevant way for them, not significant compared to the finances they need. However, it's a small kind of support that we can offer at this point. It would be lovely to actually be able to grow the LGBT Community Fund and be able to... actually increase our support for them because they need this kind of support and they need financial resources to do their work and to implement the activities they want to develop for the local communities there. Yeah, I think compared to what it was like, let's say, 10 years ago, the situation improved. However, there's a lot of room to improve even more. In recent years, we've seen several prides actually starting to happen in cities like Iași, Cluj, Timișoara, also in Brașov, although they do not have a pride parade, they also organize events for the LGBTQ plus community there. And I think there is hope. And there is a lot more room to grow and expand from this point. I want to take advantage of having Lestat here to talk about a different actor that can be a very strong ally. The activity of the RDCC in Romania has been probably quite new for the companies located here. How do companies like private corporate actors address this topic, and what are the main challenges you face as an organization in trying to support them towards a more inclusive policy? But EDNI is not new in Romania. It's the chamber is a new option for them. We have been doing EDNI in the region for 5 years, in Central Europe for 10, in the United States for 20. The chamber is really well perceived and received by a lot of large corporates who are growing, slowly growing, but well growing. In terms of what we call inside the LGBTQ plus task force, it's a task force which has two strong members, Action 2 and iCare.
I will tell you that there are two companies that, when it comes to ED&I, they bring their global policies in Romania. They adapt it, they adapt them to the cultural, you know, factor, to the people, to the mentality, but it's there. Contrario to the rest of the companies, where they do have global policies on LGBTQ plus people, but when it comes to implement them locally, we don't move. And the answer I get from them, because I challenge them, I'm myself part of the community, and they know it, I'm pretty vocal about it, obviously. I challenge them, tell them, well, what has been done? Why don't we have the same policies than, you know, in Central Europe? And I'm often said, well, it's because of the culture, it's because of the position of the church, because our employees are not ready, because we're afraid what the clients are going to say. And my main answer, it's always the same. So guys, wake up. This has already been done, and has been done successfully. IKEA, for 2 years in a row, has done communication internally, externally. I'm not telling you that it's easy to do. I'm not saying that it was without damages, but it was done. Personally, I'm also an entrepreneur. I have different businesses. If I was told by my HR that, well, we're not ready for inclusion of LGBTQ plus people, and the HR was telling me, well, it's because I'm afraid we're going to lose co-workers, I will tell them, well, I'm not sure I want to keep co-workers which are not inclusive. Do we want to remain those people? Because that's going to draw down my innovation. If it draws down my innovation, I'm not going to be able to generate new ideas. I'm not going to be able to make more profit. I mean, speaking business-wise here. Thank you. Alina, I'm coming back to you with a question regarding the current situation that we're also facing. We're in a second crisis in less than 2 years, the refugee crisis. I know you've been doing a lot of work in supporting the LGBTQ community coming in from Ukraine. How has it been for you in the past months, and what do you see their challenges are coming into Romania, given our own context and our situation currently today? Sincer, sunt impresionată că nu m-am întâlnit, n-am avut nicio problemă în a acompania refugiații din Ucraina la spitalele de boli infecțioase din București. Și nici când le-am referit, pentru că prefer să, e mai safe pentru ei să sun eu înainte la șeful de secție sau la contactul pe care l-am și să zic, uite, vine, la ce oră să vină, nu știu ce, aveți traducător, da, știți engleză, nu știu, în fine, să aranjez lucrurile. Și, din fericire, nu a fost niciun caz, nu știu, care să nu primească tratament sau chiar le-au făcut analizele înainte ca să vadă cum stau cu imunitatea și cu concentrația de virus și așa mai departe. Mă așteptam să vină mult mai multe persoane, pentru că dacă noi avem 16.000 de persoane care trăiesc cu 16.000 plus de persoane care trăiesc cu HIV în România, în Ucraina, pardon, trăiau 260.000. Și da, și coincidență mare de consum de droguri și foarte puțin pe injectabil heroină și foarte puțin care primeau tratament cu metadonă. Dar da, e greu. E greu pentru că unii dintre ei nu vorbesc engleză, trebuie interpret, nu am bani pentru asta, colaborez cu celelalte ONG-uri, adică eu n-am fonduri pentru asta, practic munca cu refugiații. Bine, am primit un mic fond, e un mare ajutor pe care îl primesc de două ori pe an de la Mosaic, sunt și eu unul dintre receiver, da, și mă ajută foarte mult. Da, și vedem ce se mai întâmplă, adică... Dar lucrurile par să fie puțin mai bine din punctul ăsta de vedere. A fost o pauză, nu au mai venit practic și acum văd că cred că ajută foarte mult platforma pe care voi ne-ați făcut-o, pentru că îmi spun medicii că se duc direct la spitale. Okay. De multe ori, da, și deja au contactul și așa mai departe și practic e singurul loc unde sunt toate contactele de la spitalele de boli infecțioase din toată țara, da. Și vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi că am putut să lucrăm. I'm going back to English, and I'm going to address, since you've mentioned the platform, I'm going to go into the technology side of things.
I know for a fact that technology can both help and hurt at the same time. And I was curious if you have examples of, first of all, one solution that you've seen in maybe other countries or other contexts that has really helped, and maybe some initiatives that are damaging to the LGBTQ plus community, so we can learn on how to address them or maybe counteract them, these ones. Andrei, you mean? Well, I think one of the huge issues we have when we talk about technologies and the online environment is hate speech, obviously. And you've identified that issue correctly and you've addressed it already. Because it's a lot easier to dehumanize the other person, to see the other person through only one of the their characteristic identities, and basically reduce that person to one thing that you consider negative. And from that point on, it's very easy to promote a hateful speech regarding that person. So I think that's one of the drawbacks of technology. However, on the other side, you see communities coming together online. When the pandemic started, we started a large consultation with NGOs from the entire country in order to try and preserve their work with their own communities. And we had several trainings and group trainings as well with these NGOs on community building. How can you continue to build the community despite the fact that you do not have the possibility to see the other person face to face? And we did see a feeling of solidarity, a sentiment of solidarity spreading in the first months of the pandemic, and a need to actually interact with that person. What I've taken from the first months of the pandemic was the fact